voi încerca să fiu, voi încerca să fiu prieten cu ea, voi încerca să comunic mai mult și o să vedem după ce o să se întâmplă. Rămânem prieteni. Exact. Și poate cu timpul... Și poate cu timpul, dacă va fi, Doamne va fi. Ajută. Dacă nu, nu. Exact. Doamne ajută pentru Costi. Doamne ajută pentru Costi. Mă iubește Dumnezeu. De ce spui asta? Crezi că o să ai șanse să fii prieten cu Natalia? Prieten? Nu vreau să fiu prieten cu Natalia. Oh! El vrea să fie mai mult, mi-a spus mie ieri. Serios? Ce ți-a spus? Ce să zic? Îi atrage foarte mult atenția Natalia. Îi place zâmbetul ei. Îmi trebuia să zic. Cum vrei tu, dă-i drumul. Continuă. Dă-i drumul. Adică când dansați voi doi tot timpul... Tot dansul vorbește no. cu Natalia? Nu, 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 nu. Se uita la noi, se imagina pe el. Oh. V-am lăsat să aveți momentul vostru. Nu ne-ai lăsat, l-am avut oricum. Ok, l-ai avut. La un moment dat poate nu mai l-aveai. Dar asta o să decid eu. Crezi că dacă ai venit și ești din spate, ești Ronaldinho, că ești rezervă sau cum crezi? Că intri și schimbi meciul așa, cu una, cu două? Păi să mai schimbă, știi? Messi, mai schimbă, mai rămân pe bancă și când intră schimbă totul. Înțeleg. Chiar în minutul 90 da. Sau în prelungiri. Rămâi la meciuri atunci. Păi tu ai deschis subiectul, ești Ronaldinho. Am continuat pe acest. Da, tu ești atât de sigur pe tine, frate, de numai. Stai un pic să cunoști fata. Aștept. Îmi spune mie după două săptămâni, după ce ne-am cunoscut, că vrea să o luăm prietenește și tu, pa, nu vreau să fiu prietenei. Vezi că te contrazic un pic. Păi nu vreau să fiu prietenei. Da, păi nu o să fii nici prieten atunci. Okay. Eu măcar rămân prieten. Simplu. Te mulțumesc doar cu o prietenie, Sorin. Ai înțeles contextul, Ștefi, mă gândesc că ești destul de deșteaptă. Natalia, îți place? Ți-ai revenit? Gândești? Așa îți place mai mult de Sorin? Sunt amuzant, mă amuză. Te amuză. Cine te amuză mai mult? Situația, dintre ei doi. Dar nu este nicio situație. Nu e nicio situație. Eu nu am interzis lui să se întâlnească sau ăsta, dar el deja, mă iubește Dumnezeu. Am vrut să zic la un moment dat că pe cei care iubește așa de mult îi cheamă lângă el, dar... Cu timpul ajung și acolo. Cu timpul. Da. Vezi, asta e chestia, că le dai așa subtil să ataci ca și cum am venit eu, tu ai fost degeaba până acum aici o săptămână jumate. Înțeleg? Dar n-ai fost degeaba. Eu nu știu care a fost între voi, am stat și am detaliat. Simplu. Da, și acum tu ai ajuns la punctul ăla în care noi de-am avut o apropiere, rămânem prieteni ca să vedem ce facem mai departe și tu ai ajuns la punctul... Și dacă eu am șansa asta, de ce doar să stau? Păi, dar nu zici nimeni să stai, dar tu deja ai dat-o cum că, a, tu ești out și intru am un noroc, am un noroc. Pot să profit de asta. Băi, se ceartă al treilea câștigă. Ia auzi. Să vină al treilea atunci. Sorin, te deranjează siguranța lui Costi? Nu mă deranjează absolut deloc, dar el nu vede că atacă și după aia se întreabă de ce e atacat. Asta, asta... Dar eu accept și atacul, asta e. Dar cu ce atacă? Cu ce a atacat? El, când zice așa, ce mi-am fac, eu nu văd prieten. Asupra mea, nu m-am bătut asupra a ta să spun că mă iubește, am scăpat de tine. Tu ai spus, wow, a scăpat de mine sau ceva de genul, că n-am înțeles prea bine. Sorin, așa el simte, așa el... Așa. Păi da, știu, dar eu l-am luat în considerare tot timpul când a fost aici și am zis, poți să mergi să o cunoști, poți să mergi să ai idei, poți să mergi să faci ce vrei tu, că noi nu suntem într-o relație. El văd că nu mă mai am în considerare dacă noi doi acum... Păi, cum eu și cu Maria, la fel a spus Maria. Da, exact. De asta, dacă eu ți-am spus chestiile astea... Și normal, să vă iau pe fiecare în parte... Ar fi frumos să o faci și tu. Nu să vii că... Păi, că deja e așa. Arată-și tu un pic de respect dacă ți s-a arătat. Dacă vrei să ne respectăm. Adevărat. Tu mi-ai arătat respect, trebuie să-ți arăt și eu respect. E vorba aia, respectă-mă să te respect. Adevărat, tu mi-ai arătat, eu am fost puțin mai așa. Costi, văd că ai intrat aici, în poveste. Te întreb și pe tine. I-am întrebat și pe ei, te întreb și pe tine. Tu ce ai de gând să faci săptămâna viitoare? Cum ai de gând să acționezi? Pe cine vrei să cunoști? Sau vrei să cunoști vreo fată? O să vreau să cunosc pe Natalia săptămâna viitoare. Doar pe ea? Momentan, pe ea vreau. Celelalte sunt deschise exact cum s-a vorbit. Prietenii. De ce nu? Poate mă înșel și poate mă atașez la altcineva. Că e foarte devreme și asta. Fix zi mă atrage, îmi place de... Mai ales când zâmbește, uite acum. Poate reușesc să faci și conexiunea aceea. Care n-a reușit, Sorin? Băi, dacă reușește, toată stima, tot respectul. Bravo ție, vă stau de naș.
Ce zici că e, da. Ce părere ai, Maria? Te văd așa siderată de toată situația. Plictisită. Cred că au șanse egale amândoi pentru Natalia. Sunt de acord cu tine. Șanse egale 100%. Dacă ea nu i-a permis mai mult lui Sorin să apropie, gen, poate să-i oferi șansa lui Costi. Sau nu. Cum și eu am șanse egale, cum e Natalia, cu Sorin, nu? Adică... Cu Sorin? Da. Opa! Adică eu zic cine așa, păi da. Ei îi place de Sorin. Da? Adică simpatizezi, gen, cum am spus, că și Cristian și Radu, adică... Și ei se egal, dar după ce o să vorbesc, o să înțeleg anumite chestii, poate atunci o să mă apropii mai mult. La momentan doar o să vorbim. Și acum când o vezi pe Natalia, că bate în retragere și vrea să fie doar prietenă cu Sorin, ce înțelegi? Că aș putea să încerc să-l cunosc mai mult pe Sorin. Ca și Costi. Exact ca Costi. Vei încerca săptămâna viitoare? Posibil. Nu ești sigură? Mai nu sunt sigură că poate o să intre un băiat și poate o să-mi atrag mai mult atenția băiatul ăla. Adică e la ghici aici. E la ghici aici, depinde cine pleacă astăzi. Dacă pleacă băiat, intră sau băiat. Dacă pleacă fată, intră fată. Sau Costinel, ce vei face săptămâna viitoare, concret? Mă voi duce către Natalia. Bun. Natalia, vrei să-l cunoști pe Costi? L-accepti? Prietenește. Prietenește. Și pe el tot prietenește. Deocamdată are nevoie să fie prietenă și după... Bun. Hai să încheiem acest subiect. Vedem ce o să se întâmple în zilele următoare. În această săptămână au intrat în casă doi băieți. Ionuț și Costi. Înainte să vorbim puțin despre intrarea celor doi, aș vrea să vorbim de un alt băiat care a intrat aici în casa iubirii. Este vorba de Cosmin. Da, tot ne întrebăm ce are, unde este. Din păcate nu vă pot dezvălui ce are, este strict, este intimitatea lui. Dar, în schimb, vă pot anunța altceva. Nu doar pe voi, dar și pe telespectatori. Dragi telespectatori, dragi concurenți, Cosmin, după numai o zi de participare aici în Casa Iubirii, din păcate, s-a retras. Nu mai poate participa din cauza problemelor personale și de sănătate. Așadar, Cosmin nu mai face parte din familia voastră frumoasă de aici, din Casa Iubirii. Nu mai este concurent în Casa Iubirii. Deocamdată. Bun. Ionuț. Da. Costi. Sunteți curioși să vedeți ce au spus concurenții despre voi? Da. Sunt curios. Când voi nu erați prezenți, bineînțeles. Corect, da. Trebuie să începem cu băieții. Vreți? Sigur.